numesc Dan Vasile, locuiesc în Dej, județul Cluj. Practic ombofilia de la 15 ani. Profesional am participat la concursuri cu ceasul din anul 2003. Cele mai bune rezultate au început să apară în 2010, locul 2 național maraton și locul 6 internațional olimpiadă Poznan. În 2016, un nepot din acel porumbel olimpic iese iar locul 1 național la maraton palmares 2 ani și locul 6 internațional olimpiadă Bruxelles. În 2021 reușesc să fac al treilea olimpic la categoria maraton, locul 2 național maraton palmares și locul 6 AS maraton național. Categoria preferată este maratonul. La noi în zonă porumbei care vin și fac performanță sunt detalii medie spre mică. Porumbeii mei sunt de talie mică spre medie, musculatură elastică. Hrana pe care o folosesc la lotul de zbor este de la Versele Laga și Bayers, în combinație cu hrana autohtonă care o fac producătorii de la noi din țară. Și ca produse la lotul de zbor folosesc de la Romfrid, Ces Pharma, cam astea două le folosesc mai mult. Metoda preferată este văduvia, fiindcă porumbeii poți menține în formă tot sezonul și după mine este mai ușor. Antrenamentele pentru mine sunt foarte importante. După ce vin de la concurs, 2-3 zile se antrenează pe lângă casă și după aia îi duc cu mașina la 30-40 de kilometri, depinde de etapa care urmează. Mâncarea pe care o folosesc în sezon este aceeași mâncare de la început până la sfârșit, indiferent că merg sau vin de la concursuri. Antrenamentele înainte de maraton, între maratoane fac cam 4-5 antrenamente, începând de la 20-30 de kilometri până la 90-100. Asta fiind sâmbătă sau duminica, dacă marța, miercurea sau joia este embarcare. După aceea odină și în jurul crescătoriei. La prăsilă scot 2-3 serii de pui, pe care în toamnă îi ducem cu la fără concurs la etape cu clubul, până în jur de 200 km. Nu pun mare accent pe sosirile lor. Îi antrenez până la 200 de km aproximativ, după care rămân, nu îi selectez la mână, rămân pentru sezonul următor. La matcă am în jur de 30 de perechi. Achiziționez fii sau nepoți din campioni la categoria maraton. Referitor la rătare cu un porumbel la reproducție, cam 2-3-4 ani, cam atât am rătare pe el, dacă nu îl elimin. Pentru matcă, la matcă folosesc consanguinizarea, fiindcă cei mai buni zburători i-am din părinți consanguini. Crescătoria perfectă este crescătoria în care se simte porumbelul bine. Eu am scos 3 olimpici din 3 crescătorii diferite. Pentru tinerii începători le-aș putea spune să achiziționeze porumbei din zona lor, de la crescători care sunt constanți pe podiumul provincial în fiecare an. Vă prezint porumbelul cu seria 161551-2013. Este olimpic în 2016 și locul național maraton palmares, 2 ani. Este nepot din primul olimpic
Și mama este de la Gelu Voichin, pe linia Jelema-Vegan. Și deja este și un bun reproducător. Nepot din el este locul nou național AS Maraton în 2019. Vă prezint porumbelul 269765-2018. Este locul 2 național Maraton Palmares 2021 și lotul 2, lotul olimpic al României, la categoria Maraton. Tata lui este frate bun cu primul olimpic, 070, și mama este de la Gelu Voichin, vegan cu Velden. Este un porumbel mediu spre mic. Vă prezint porumbelul 125-125-2016. Este femelă, este locul 1 provincial, AS Maraton 2020. Este o femelă mică, de talie mică, musculatură elastică. Vă prezint femeia 304-8128. Este locul 3 pe județ la viteză în 2021. Este scoasă în crescătoria fraților Platon de la Bistrița și concurată de mine. Este soră bună cu Olimpica Dânșilor 031.